Domnul Giovanni, cum v-au căzut declarațiile lui Mircea Lucescu de ieri? Ce declarații? N-am văzut. Că spre deosebire de perioada când era Răzvan Lucescu selecționer și se împuneau jucători, făcând referire și la frații Giovanni și Victor Becali, acum nu e mai posibil acest lucru. A făcut referire și a făcut referire la noi, la mine și la fratele? Eu așa am înțeles. Nu, cu, păi nu, n-a pronunțat nu nominal, nume, dar la asta nu, se, la nu, impresar n-a. Și la asta se referă. Că nu e mai posibil, Doamne, să fie impuși jucători la lor. Eu am auzit altceva. Alți jurnaliști m-au informat că a făcut referire la președinți de cluburi care vreau să fie... Noi vrem să le clarificăm. Să joace jucătorii lor ca să câștigi, să-i poată să-i vândă. Dar nu a făcut de referire la noi și noi n-am făcut asta niciodată. Nici cu Răzvan, nici cu Pițurcă, nici cu nimeni. Noi am avut jucători care dacă au meritat să joace, au jucat. N-ați văzut o reacție din partea mea sau a cuiva din firma fratelui meu când n-a jucat un jucător. Am zis că sunt atâția care comentează și nu mai e cazul să intervenim și noi. Da, vreau să le clarific pentru că noi la Fanatic am vorbit ieri și cu fratele meu, cu Victor Becali, ca să fie tot lucrurile țiplă și foarte clare din punctul ăsta de vedere. Foarte clare. Nu avem nicio părere despre declarația lui Mircea Lucescu și nu ne interesează pe noi. Probabil îi interesează pe președinții de cluburi. În ce relație sunteți sincer cu Mircea Lucescu? Bună. Am o relație bună, ne-am văzut la meciul echipei de echipe naționale la campionatul european. Bună. A mai rămas vreo virgulă cu acel plecare, cu acea plecare lui la Donetsk? Știi cum se spune, se ia o vorbă la noi la Marșină, apă și sare. Trecutul se uită și contează prezentul și viitorul. Ce acum și ce urmează. Corect. Am înțeles.